În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cartea neamului lui Iisus, fiul lui David, fiul lui Avraam. Iubiți credincioși, se apropie Crăciunul și în ultima duminică de dinaintea praznicului, în fiecare an, se citește pericopa în care ne este prezentată această carte a neamului. Nu pot să trec peste această pericopă fără să-mi aduc aminte de anii copilăriei mele în care mă întrebam cum a născut Azor pe Sadoc, cum a născut Solomon pe Ionatan. Mă întrebam de ce sunt numai nume de bărbați. Mă întrebam de ce sunt 14 până la David, apoi încă 14 până la ieșirea din Babilon, apoi încă 14 până la Iisus. Și la sfârșit aflam că după ce avem o genealogie, ni se spune clar că apare și Iosif și Iisus e născut din Fecioara Maria. Vă imaginați că trebuie să mă gândesc și acum cu mintea de atunci și să vă spun că n-am depășit mare lucru. Dar țin atât de mult la Evanghelia de astăzi, care ne înșiruie de 3 ori 14 neamuri, pentru că este o Evanghelie a identității noastre. O Evanghelie în care trebuie să ne regăsim fiecare dintre noi. O Evanghelie care ne spune că fiecare dintre noi are în spate un trecut, are în spate apăsarea neamului, dar are și o mare responsabilitate în ce privește viitorul. Pentru că astăzi suntem în vârful piramidei. Bunicul a născut pe tata și tata m-a născut pe mine, după care eu urmează să nasc mai departe neamurile și să devin bază pentru o nouă piramidă. Fiecare om începe o bază pentru piramidă după ce a încheiat vârful unei piramide. Probabil că de asta se spune că omul este atât de fragil pentru că este asemenea unei piramide, numai că este cu vârful în jos. Piramida aceasta vorbește despre neamul nostru. Cine suntem noi? Despre asta însă vă vorbesc în câteva minute. Și ca să înțelegeți mai bine, neamul românesc este un neam curios. Nu curios ca neam, ci un neam de curioși. Într-una din vacanțe, cam cum ar veni vacanța asta, vine nepotul pe acasă și bunica îl vede că nu e singur. Zice, da, maică, cu cine ai venit? Ei, te-am venit și eu cu un coleg. Și laiul e, ce negru e ăsta. Zice, dar de unde? Păi, ce-i așa negru? Ce-i așa laiul? Păi, din Congo, vrei, din Congo. Așa sunt toți acolo. Să uite ea la el, așa, din Congo, Nicodă, dar de-a cui? Din Congo. Ei, cine ne vede pe stradă, se întreabă, bă, a cui ăsta? De-al cui? De-al de cui? Această identitate a românului ține de o dorință de a ști cine suntem. Se spune că odată un mare învățător care avea de săvârșit un itinerariu în a-și spune cuvintele pe la tot felul de săli pline, a fost interpelat de cineva și acesta l-a întrebat, maestre, nu te supăra, dar peste 2 săptămâni, unde o să fiți? Și el se duce la carnețel și întoarce foile și foarte mirat, ăsta văzând că nu întoarce foile înainte, întorcea înapoi foile. Zice, dar ce vreți să aflați? Nu știți așa unde o să fiți peste 2 săptămâni? Ce nu, pe mine mă interesează unde sunt astăzi. Asta este taina omului.
nu trebuie să se gândească mai mult unde o să fie peste două săptămâni, trebuie să știe unde este astăzi. Pentru că dacă astăzi este o bază de piramidă, cu siguranță că peste două săptămâni va fi în vârf. Dar dacă el se gândește mai mult cum să facă să ajungă în vârf mai repede, cu siguranță că nu o să fie niciodată bază de piramidă. Responsabilitatea de a gândi tot timpul. Bun, pe mine m-au adus din spate neamurile mele, dar eu ce las după mine? Orice viciu pe care îl avem, trebuie să fim foarte atenți că pe acesta îl transmitem. Nu o să zic că lumea este de-a lui cutare, că zice lumea e de-a lui bețivu cutare. Nu o să zică lumea că e a lui Ion, o să zică la lui ăla care nu știu ce făcea. Și de asta responsabilitatea noastră este maximă. Ați auzit în popor să zice are darul beției. E foarte interesant. Eu credeam că darurile sunt numai alea de bine. Primești darul de la Moș Crăciun, primești darul de ziua ta. Are darul beției. Băi copii, chiar este un dar. Adică este ceva care se dă mai departe. Și de asta, dacă vom fi mai conștienți cu noi acum, înainte de a deveni bază de piramidă, acum când suntem în vârful piramidei, când nu ne cunoaște nimeni, când nu se știe despre noi mare lucru, acum trebuie să avem conștiința că vom deveni în foarte scurtă vreme bază de piramidă. Și cei de după noi vor beneficia exact de tot ceea ce am cultivat noi. Dar cine suntem noi? Suntem produsul unei societăți, suntem produsul unei familii, suntem produsul unor școli. Înseamnă că mai mult decât cartea neamului, despre fiecare dintre noi trebuie să ne gândim la ce avem în spate. Dacă cineva, de exemplu, are în spate un neam despre care știe că se îndeletnicea mai mult cu comerțul sau mai mult cu fuga de răspundere sau mai mult cu matematica sau cu literatura sau cu filozofia, trebuie să știm să urmăm același curs, că ne va fi mai ușor. Eu, de exemplu, am început un drum spre informatică, dar nu prea aveam în spate pe nimeni care să mă susțină. Și m-am dus încet, încet către ale mele, unde am simțit că am și în spate, dar vreau să las și în față tot ceea ce înseamnă misiune. Iubiți credincioși, atâta vreme cât ne facem o autoevaluare, nu vom greși niciodată. Autoevaluarea nu se face numai asupra noastră. Ce pot eu să fac? Ce daruri am? Nu, să mă gândesc, bă, dar bunicul cam cu ce se îndeletnicea? Bă, tată, ce făcea străbunicul, bunicul mata? Încet, încet, această aflare a unor lucruri din trecut ne poate așeza pe noi pe o anumită linie. În cartea neamului, eu nu o să mă pot acum apuca de cursuri de dans de vreme ce nici nu prea mi se mișcă picioarele mare lucru și o să-mi pierd vremea. Mai bine mă apuc de citit în continuare și am randament mai bun. Asta înseamnă să te cunoști, asta înseamnă să știi cine ești, să-ți cunoști cartea neamului. Cartea neamului ar fi, pe de altă parte, și cartea arborului genealogic. Pentru că de asta este vorba astăzi. Dar ca să lămurim puțin, înainte de toate, de ce se spune că Avraam a născut pe Isaac, trebuie să știm că în limba greacă termenul de a naște este împărțit în mult mai multe. Este o limbă mult mai bogată. În primul rând este vorba de termenul de techno, a naște, de unde avem și noi tehnica în limbaj internațional, care înseamnă a naște dintr-un gând un lucru practic. Asta e tehnica. Și genao, care înseamnă exact a naște prin procreere. În Cartea Neamului nu ne vorbește despre genao, ci despre, nu ne vorbește despre techno, ci despre genao.
a duce mai departe un neam. Nu din punct de vedere tehnic, ci din punct de vedere al transmiterii mai departe. Din nume în nume ne aflăm și noi. Să nu fie supărate acum mamele că nu sunt trecute în această carte a neamului. Am auzit și de Batseba, și de Rut, de Boaz. Am auzit și de câteva nume de Tamar, câteva nume de femei. De ce? Tocmai pentru că aceste femei au fost introduse pentru a ne arăta nouă că prezența bărbaților era regulă, dar excepția rămâne femeia. Și nu sunt femei oarecare, sunt femei despre care se spunea că sunt desfrânate, se considera că nu au nume bun, dar iată că apar în cartea numelor bune. Asta ce înseamnă? Înseamnă că mai presus de imaginea pe care și-o face cineva sau societate despre noi, contează cum ne știe Dumnezeu și ne așează în cartea numelui. Și mai departe, cine suntem noi? În primul rând, dacă ne uităm în oglindă, să ne întrebăm cine credem noi despre noi că suntem noi. Și ne uităm în fiecare dimineață, avem câte o ambiție, la începutul maturității, dacă apare câte un fir alb, imediat l-am smuls ca să nu se vadă. Peste câțiva ani ne vom da seama că dacă le smulgem pe ale albe nu mai are nimic. Și ne uităm așa la noi și avem o impresie mai bună sau mai proastă. E bine să avem o impresie bună, dar nici prea bună. E bine să avem un curaj de a considera despre noi că suntem buni, dar trebuie să trecem și la partea cealaltă. Adică să ieșim de lângă oglindă și să ne uităm în jurul celorlalți. Cine crede lumea despre noi că suntem? Nu-i întrebați pe oameni. Pentru că dacă întrebe cineva care are un cât de mic interes față de persoana ta, o să spună că ești foarte mare, foarte bun, foarte și foarte. Dacă vei întreba pe cineva care ți-e șef, o să te stârpească așa și o să te calce călcâiul de nu o să-ți mai ceri niciodată mărire de salariu. Trebuie să întreb conștiința ta, care știe foarte bine ce fapte ai săvârșit în fața unuia sau altuia. Și o să spui, mă, pe ăla pe care l-am repezit eu în duminica, nu știu care, cam ce impresie și-o făcut despre mine? Nu cumva și-a făcut o impresie că sunt un superficial, că nu l-am băgat în seamă, că sunt un îngânfat? Și atunci trebuie să ne preocupăm de lucrurile acestea și încet, încet să rezolvăm această imagine. Nu e vorba că ținem la imagine, ci ținem la ceea ce ne-a transmis conștiința că imaginea noastră a avut de suferit în fața cuiva și începem să o îndreptăm. Dacă se uită cineva urât la noi, bineînțeles că știe el de ce se uită urât la noi, dar trebuie să știm și noi de ce se uită urât la noi. Poate n-are curaj să ne spună. Poate că l-am surprins când nu știa că ne uităm la el, că se uită la noi. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că omul, atunci când te uiți în ochii lui și el știe că te uiți în ochii lui, îți transmite poate și un zâmbet. Dar dincolo de acest zâmbet, ce se află? Imaginea ta în ochii lui. Nu vă luați după zâmbete. Nu vă luați după partea exterioară, ci constatați sufletul celui care vă zâmbește. Dacă într-adevăr vă zâmbește dezinteresat, înseamnă că este de bine. Dacă însă, după ce întoarceți capul și vă uitați în altă parte și într-o oglindă îl vedeți ce grimasă face în spatele dumneavoastră, înseamnă că aia e adevărata lui gândire despre noi. Cine suntem noi, de fapt? Suntem cei despre care știe Dumnezeu. Adică nici noi nu ne putem autoevalua corect, nici cei de lângă noi nu ne pot evalua corect, ci Dumnezeu sigur ne evaluează corect. Pentru că noi, dacă ne vom judeca faptele noastre, suntem pentru noi înșine cei mai buni avocați. Da, mă, l-am repezit pe ăla că și așa eram obosit și nu și-a dat seama că eram cu gândurile în altă parte. Dacă i-am dat o palmă unui copil, vai de mine, da, să-și bage mințile în cap. Dar Dumnezeu știe altceva, că ai dat cu ură sau că
Puteai să mai stai câteva minute și n-ai vrut? Știe despre tine totul, astfel încât noi aflăm cine suntem dacă îl întrebăm pe Dumnezeu. Să-l întrebăm în rugăciune și ne va răspunde, să știți. Acum să ne așteptați să auzim voci, că ne iau frații de la psihiatrie și nu e bine. Dumnezeu nu răspunde cu voci. Dumnezeu răspunde cu gânduri. Cu ce gânduri? Cu gânduri bune. Atunci când îți transmite Dumnezeu un gând către cineva, să-l îmbrățișezi. Înseamnă că Dumnezeu ți-a transmis un gând bun. Ți-a dat o rețetă de a te face și pe tine bun. Dacă te manifesti ca bun în fața cuiva, imediat vei deveni și tu bun. Dacă nu, Cartea Neamului te va consemna ca atare. Trebuie ca nepoții tăi să muncească generații și generații ca ceea ce ai lăsat dintr-o inimă de piatră să poată să mai ducă și ei la măcinat și să îmbunătățească arborele pe care îl lași. Ce lăsăm după noi, fraților? Asta este întrebarea praznicului nașterii Domnului. Ce naște din noi după ce nu vom mai fi noi? Dacă ne-a rânduit Dumnezeu să fi scris vreo carte, cu siguranță că cei care o vor citi s-ar putea să o citească după ce noi nu vom mai fi, să corectăm ceea ce era în cartea aceea și trebuie să o scriem cu responsabilitate. Dacă am plantat la viața noastră vreun pom, cu siguranță că se va gândi cineva atunci când culege roadele sau când se încălzește la un foc făcut din pomul pe care l-am plantat noi și ei l-au tăiat, cu siguranță că este o mare mulțumire. Și atunci numele noastre sunt scrise în Cartea Neamului. Atunci când cineva zice, mă, dar cine o fi plantat? Sau cine, dacă am făcut vreodată vreo fântână, când bea cineva apă, să se gândească la cel care a făcut-o și să așeze numele nostru în Cartea Neamului lui Iisus. Iubiți credincioși, o mare bucurie ne așteaptă prin nașterea Domnului, dar riscăm să fie o bucurie superficială dacă nu intrăm în ea. Chiar dacă am supărat pe mulți atunci când spuneam că mie îmi place foarte mult să văd oamenii cum se înghesuie în zilele acestea la magazine, o voi spune și acum. Îmi place foarte mult. Am văzut și am mai spus despre asta. O familie întreagă care avea cu bunici cu tot, nepotul împingea căruțul. Bunicul citea lista pe care bunica o avea în cap. Tatăl era mai înalt și lua după sertarele, după rafturile de sus ce trebuia să pună în coș. Și am zis, dacă există o cauză care i-a adunat pe acești oameni într-un singur loc, înseamnă că ăsta este praznicul. Să nu se teamă nimeni când îl a furat pe Hristos magazinul. Nu! Pe Hristos nu îl poate fura nimeni. În orice lucru pe care îl vedem și care ne adună, trebuie să-l vedem pe Hristos. În forfota aceea în care unul împletește sarmale, unul pune apa la fiert, unul se uită la ceas să nu cumva să greșească minutele pentru ouă ca să iasă ornamentele de la salata băf, unul să toace, asta este Crăciunul. Și o să spuneți, da, părinte, dar numai la foale ți-e gândul. Nu! Nu la masa în sine. Gândiți-vă la un singur lucru. În Crăciunul acesta măcar, să aveți pe masă măcar un fel de mâncare făcut în casă de către cei care sunt de față. Acela este Crăciunul. Și știți de ce? Pentru că acolo ne vom regăsi în Cartea Neamului. M-am amestecat cu mâinile soției și cu nepoata prin două, trei ingrediente pe care le-am amestecat, nu că n-am ce mânca sau că n-are cine să mi le facă, ci ca să înțeleg care este rostul și rolul șederii împreună de Crăciun. Nu e nevoie de mult, e nevoie de intensitate. Crăciunul nu se trăiește așa tot anul, nu vedeți că nu durează tot anul, nici luminile într-un oraș nu sunt aprinse mai mult de 3 săptămâni.
Mă gândeam într-o dimineață ce ar fi dacă în fiecare lună ar fi Crăciunul. Cred că ar fi o stare de bine care ne-ar face rău. Omul trebuie să fie obișnuit totuși să vadă lumina, dar să mai stea și la întuneric să-și odihnească ochiul, pentru că și ochiul are nevoie de odihnă. E bine că sunt numai 3 săptămâni lumini aprinse ca să ni se arate în toată splendoarea lumina. Dacă ar fi lumină 24 de ore din 24, cum avem frați care locuiesc în zone în care luni de zile sunt așa lucrurile, vă imaginați că omul n-ar avea o odihnă în sensul pe care noi o cunoaștem acum? De aceea trebuie să fim atenți, să ne bucurăm de Crăciun ca de un fascicul de lumină care cade peste noi. Ce găsește și ce luminează acest fascicul? Ne găsește pregătiți? Ne găsește la masă, cum am spus, măcar cu un fel de mâncare făcut în casă sau nu? Vedeți că lumina aceea vine și trece. Este ca steaua care s-a dus peste ieslea din Betleem. Astăzi este și mâine se duce mai departe. Acesta este praznicul pe care îl așteptăm. Iar în duminica aceasta a cărții neamului lui Iisus, trebuie să ne găsim fiecare cu cei care am fost, dar mai ales cu cei care vor urma după noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.